foc de glău. Din boabele de glău se face pâinea cu călimele slănite. Dragi copii, bine v-am regăsit! Sunt Andreea Costea și astăzi vom vorbi despre băiatul lui David. Dumnezeu l-a păzit pe David în tot timpul vieții și împăratul Saul nu i-a putut face niciun rău. După moartea lui Saul, David a fost recunoscut ca nou împărat de către toți cei din Israel și a domnit pe tron timp de 40 de ani. Domnul a zis despre David: el este un om după inima mea. Aceste cuvinte au fost adevărate, căci David s-a ferit să facă rău și l-a iubit din toată inima pe Dumnezeu. Bineînțeles că și Dumnezeu l-a iubit foarte mult pe David. După David, pe tronul lui Israel s-a urcat Solomon, fiul său. Solomon avea cam 20 de ani când a ajuns împărat și el a cerut de la Dumnezeu înțelepciune ca să poată conduce poporul Domnului. Într-o zi, înțelepciunea lui Solomon a fost pusă la o grea încercare. Înaintea lui s-au prezentat două femei, fiecare cu câte un copil în brațe. Unul dintre copii era viu, dar celălalt era mort. Fiecare femeie pretindea că ea este mama copilului care trăia. Una dintre ele a zis: copilul femeii acesteia a murit noaptea pentru că ea s-a întors în somn peste el și l-a sufocat. Atunci, ea s-a sculat pe când eu încă dormeam și a așezat copilul cel mort în locul copilului meu. Cealaltă femeie a sărit repede să o contrazică, spunând: nu-i adevărat! Copilul cel viu este al meu și cel mort este copilul ei. Tânărul împărat s-a gândit puțin și apoi a zis: aduceți-mi o sabie. Când i-a adus-o, el a continuat: vom face dreptate. Tăiați copilul cel viu în două și dați fiecăreia câte o jumătate. Prima femeie a strigat atunci cu glas tare: nu, mai bine dați ei copilul, numai să nu-l omorâți. Cea de-a doua a zis însă: ba nu, tăiați-l ca să nu-l aibă niciuna dintre noi. Văzând aceasta, Solomon a zis: dați copilul celei din tâi femei, al ei este. Toată curtea a văzut lucrul acesta și toți s-au minunat de înțelepciunea cu care a lucrat Solomon. Ei au înțeles că Dumnezeu îi dăduse într-adevăr lui Solomon înțelepciune ca să știe să facă dreptate în poporul Domnului. Aici se încheie Bobul de Gru pentru astăzi. Dragi copii, până data viitoare, Andreea Costea și Mihai Rus vă doresc să aveți multă, multă încredere în înțelepciunea Domnului.
schimb oabele de glob și fată pâinea cu călămâia slănită.